Haideți să vedem cât de simplu și rapid se face o mască de ghiuvetă în programul 3D gratuit SketchUp. Vei vedea forma acesteia din ce este alcătuită, cote, dimensiuni și multe, multe altele. Hai să dăm drumul. Pe motorul 200 de căutoare o să introducem SketchUp, intrăm pe primul rezultat, iar de aici de la Products vom selecta SketchUp Free. Start Modeling. Odată ajungi pe această platformă, ne vom face un cont și apoi ne putem bucura de această variantă gratuită web ori de câte ori avem nevoie. Putem să revenim oricând dorim să mai lucrăm asupra proiectului nostru, putem importa, exporta, salva și așa mai departe. Înainte să încep efectiv să modelezi, îți recomand să faci o singură setare și anume să te asiguri că lucrezi în unitatea de măsură milimetri și vom intra aici la Model Info și de aici de la Length Units ne vom asigura că lucrăm în milimetri și fără zecimale, da? Bun, suntem pe suprafața de lucru a programului SketchUp și avem de realizat o mască de ghiuvetă aparținând mobilierului de bucătărie. Prima comandă cu care îți voi face cunoștință este Rectangle. Ea se activează și de la tastatură, apăsând tasta R. Pentru început ne vom prinde de acest punct care se află la intersecția celor trei axe, o X, o Y, o Z, care se mai numește și origin. Voi trage în direcția dorită, în cazul meu în diagonală, și de la tastatură voi introduce următoarele dimensiuni, 510, 600. Și programul mi-a construit primul meu obiect 2D. Pentru a-l transforma într-un obiect 3D, o să-ți fac cunoștință cu comanda numărul 2, și anume Push-Pull. Se activează și de la tastatură apăsând tasta P. Voi apăsa tasta P și mă voi îndrepta către suprafața ce urmează să fie extrudată, mărită, transformată într-un obiect 3D. În cazul meu este aceasta, trag în direcția dorită în sus și de la tastatură introduc 18. 18 mm este grosimea materialului cel mai des folosit în România pentru construcția obiectelor de mobilier. Următorul pas pe care îl voi face pe obiectul meu tocmai creat 3D, apăs triplu click stânga și apoi click dreapta. Iar de aici, din această listă, o să aleg Make Component. Eu voi apăsa OK, tu poți să scrii și denumirea acestuia. Și în momentul de față avem cu adevărat primul nostru obiect 3D, prima noastră piesă de mobilier construită. Aceasta reprezintă placa inferioară sau fundul viitoarei mele măști de ghiuvetă. Urmează să creez pereții laterali și așa mai departe. Următoarele panouri de construit pe listă sunt reprezentate de cei doi pereți laterali sau cei doi stâlpi ai viitoarei mele măști de ghiuvetă. Pentru asta o să activez comanda Rectangle, prima cu care v-am făcut cunoștință, apăsând tasta R de la tastatură, R de la Radu. Odată activată această comandă, mă voi îndrepta către aceste colțuri ale plăcii mele inferioare, apoi și către colțul opus și voi trage către partea dreaptă. Programul îmi generează această linie de culoare albastră, iar eu de la tastatură voi introduce următoarele dimensiuni, 510,18. Enter. Am obiectul 2D, îl transform într-un obiect 3D. Vă reamintesc cu comanda Push-Pull activată de la tastatură cu tasta P, apăsând tasta P de la petrică, da? Apăs tasta P, mă duc către suprafața ce urmează să fie extrudată, transformată într-un obiect 3D, cum am făcut și în cazul plăcii inferioare, și trag în direcția dorită în cazul meu în sus și de la tastatură din nou introduc o dimensiune, o cotă. În cazul meu 744. Apăs Enter și la fel ca în cazul anterior al primei mele piese de mobilier, voi transforma acest obiect care este format din mai multe laturi și din mai multe muchii. Observăm că dacă încercăm să le selectăm, se selectează pe rând câte o suprafață și câte o muche pentru a o transforma într-un component. Ne va ajuta foarte mult asta, nu o să intru acum în detaliu că este prea mult de povestit. Dar rețineți, după construcție, imediat îl transformăm într-un component. Triplu click stânga, după care click dreapta și de aici selectăm Make Component. Tu poți să-l denumești aici, eu o să apăs OK, poți să scrii perete lateral sau cum vrei tu să denumești piesa nou creată. Gata cu primul perete lateral, pentru cel de-al doilea o să realizez o copie acestui prim perete lateral. Cum voi face asta? Vă fac cunoștință cu comanda cu numărul 3 și anume Move. Aceasta se activează și de la tastatură, apăsând tasta M de la Marius Constantin. O selectez, apăs tasta Move și voi trage de acest obiect nou tocmai creat în direcția dorită, în cazul meu către partea dreaptă a imaginii.
Foarte important, voi apăsa tasta control, îi spun programului că vreau să-mi efectueze și mi-a efectuat o copie a acestui perete lateral. După care mă îndrept către locul final al acestui perete lateral și anume la intersecția cu muchea plăcii mele inferioare, la fel ca în imagine. Sunt atent să se facă joint-ul, să se facă conexiunea perfectă, nici la stânga, nici la dreapta, perfect ca aici. Acum sunt sigur că totul este în regulă. Mergem mai departe cu frumoasa prezentare și în continuare vom modela, vom confecționa două legături. Două legături de altfel foarte importante în economia construcției acestei carcase pentru masca de chiuvetă. Așadar, activăm comanda Rectangle apăsând tasta R de la tastatură și de data asta mă voi poziționa aici la interiorul peretelui lateral în acest colț, trag în diagonală. Și de la tastatură voi introduce următoarele dimensiuni, 100,18. Apăs Enter și voi transforma acest obiect 2D într-unul 3D apăsând tasta P, activând comanda Push-Pull. Trag în direcția dorită, în cazul meu către dreapta, către peretele lateral din partea dreaptă și mă voi opri cu cursorul exact pe această muche, astfel îi spun programului că vreau să se oprească cu legătura exact unde începe peretele lateral. Îl transform într-un component și bineînțeles că definitiva această carcasă mai am nevoie de încă o legătură asemănătoare cu aceasta frontală. Pentru asta voi realiza o copie, o selectez M de la tastatură, activez comanda Move și trag în direcția dorită în cazul meu către partea din spate inferioară a măștii mele de chiuvetă. Apăs tasta Control ca să se efectueze copia și tot ce rămâne de făcut este să așez această legătură la poziția finală și anume aici la interior între cei doi pereți laterali. Da? Aceasta are rol de a fixa, de a crea un ansamblu din cei doi pereți laterali și din placa inferioară. O face mult mai stabilă, mult mai durabilă în timp. Bun, cam așa arată o mască de chiuvetă ca și configurare. La sfârșit o să vin și cu dimensiunile necesare și folosite de mine în acest proiect, dar până atunci vă mai spun că în interior de cele mai multe ori își are loc un coș de gunoi, iar pentru a avea acces la acest coș de gunoi vom avea nevoie și de o ușă sau de un front pe care îl vom deschide și îl vom închide la nevoie. Pentru a realiza acest front în programul 3D SketchUp, vă fac cunoștință cu comanda cu numărul 4. Ea se numește tape, în traducere din limba engleză înseamnă ruletă și se găsește sub simbolul unei rulete. Eu voi activa și de la tastatură cu ajutorul comenzii tastei T. T de la Tatiana. Odată activată această comandă, voi realiza un contur de jur împrejurul mășii de chiuvetă. Cum o să fac asta? Mă prind aici de colțul din partea stângă al peretului lateral, trag către peretele opus din dreapta și de la tastatură introduc 1.5. Apăs Enter și așa voi face și cu colțul acestei legături. Trag în direcția dorită, în cazul meu în jos, de la tastatură 1.5 și apăs Enter. Mă îndrept și către peretele lateral din dreapta, către extremitatea acestuia și la fel trag în direcția dorită, 1.5 și Enter. Așa cum am promis, o să realizez un conturial pentru finalizarea acestuia. Mă voi duce și la placa inferioare, mă voi prinde de acest punct, trag în direcția dorită, în cazul meu în sus, 1.5. Comanda Tape mă ajută să realizez linii ajutătoare. În cazul meu, aceste linii ajutătoare vor delimita viitoarea ușă. Ca să o realizez efectiv, mă voi îndrepta din nou cu atenția către comanda Rectangle. O activez de la tastatură prin tasta R, mă îndrept către această intersecție de linii ajutătoare, mă prind de aici și trag în diagonală, în colțul opus, da? Până la fel în intersecția realizată de aceste linii ajutătoare. Dau un click aici, termin comanda și voi transforma acest obiect 2D într-un 3D cu comanda Push-Pull. Pui de la tastatură, trag în direcția dorită, apăs 8, introduc de la tastatură 18, grosimea plăcilor de mobilier, vă reamintesc și o transform într-un component. Triplu click stânga, click dreapta, make component. Și acum ușa mea este gata. Voi șterge aceste linii ajutătoare, cum altfel decât selectându-le și apăsând tasta delete, la fel voi face și cu cele două verticale. În momentul de față, masca mea de chiuvetă este completă. Avem ușă, pereți lateral, legături și placă inferioară. După finalizarea oricărui corp de mobilier, îți recomand să-l transformi într-un grup. Cum faci asta? Îl selectezi și de aici click dreapta și make group. Iar acum, după ce am grupat toate aceste plăci de mobilier într-un singur
corp, putem să realizăm cu ușurință copii a acestui modul, la fel cu comanda Move și tasta Control, da? Încă o copie dacă avem nevoie și tot așa mai departe. De asemenea, putem crea o bibliotecă din toate corpurile de mobilier diferite, fie că e corp de septare, corp de cuptor și așa mai departe, și când avem nevoie, când suntem într-un alt proiect, doar le luăm din acea bibliotecă și le salvăm pe prefața noastră de lucru. Acum, revenind la oile noastre, după cum bine v-ați dat seama, pentru a fi completă masca noastră de ghiuvetă, mai avem nevoie să facem un singur pas, o singură procedură, și anume să integrăm picioarele reglabile pentru corpurile mobilierului de bucătărie. Pentru asta vom merge în partea dreaptă a ecranului, la această bară de instrumente, și ne vom opri la acest simbol. Îl vom activa 3D Warehouse. Aici vom avea parte de o mare surpriză din partea acelora de la SketchUp. Este o mare, o imensă bibliotecă cu tot felul de obiecte decorative pentru locuința noastră și multe, multe altele. Tot ce trebuie să faci este să introduci aici în bara de căutare obiectul sau produsul căutat în limba engleză. În cazul meu voi introduce Legs Cabinet. Acesta este cel ales și, magie, obiectul a apărut pe suprafața mea de lucru. Piciorul are înălțime de 100 de milimetri, drept urmare, va trebui, sunt nevoit, să ridic întreaga mască de ghiuvetă cu înălțimea piciorului, adică cu 100 de milimetri. Cum voi face? Voi selecta corpul meu de mobilier și voi activa comanda Move, M de la tastatură, vă reamintiți, și voi ridica întreaga mască de ghiuvetă cu 100 de milimetri mai sus pentru a introduce piciorul meu. Selectez corpul, trag în direcția dorită, în cazul meu în sus, și de la tastatură introduc 100, pentru că cu 100 de milimetri vreau să ridic mai sus corpul meu, respectiv masca de ghiuvetă. Apăs Enter. Iar acum nu rămâne decât să așez picioarele la poziția finală. Pentru mai multe clipuri pe acest subiect vei găsi tutoriale, materiale gratuite pe canalul meu de YouTube, Constantin Barbu. Acum, după ce l-am poziționat acolo unde îmi doresc, voi realiza o copie, bineînțeles, cu comanda Move. Apăs tasta Control și acum, atenție, încă un shortcut, o mică șmecherie pentru a realiza o copie a acestor două picioare simultan. După ce l-am selectat pe primul, voi merge către al doilea cu tasta Shift apăsat, deci le-am selectat pe amândouă să realizez o copie simultană a celor două picioare. Tasta Move, trag în direcția dorită, apăs tasta Control, cred că v-am familiarizat cu aceste comenzi. Apăs Enter și acum, în sfârșit, avem o mască de ghiuvetă completă, așa cum am promis. O să vin și cu cotele și dimensiunile folosite de mine în acest proiect, poate vă vor fi de ajutor în lucrările viitoare. Dar pentru început aș vrea să deschid ușa folosindu-mă de o altă comandă nouă, nu este obligatoriu să o știți, obligatorie, pentru că este mai pentru avansați. O să deschid ușa și acum haideți cu cotele, haideți cu dimensiunile. Ca și interior avem 564, cotă exterioară de gabarit ca și lungime 600, conform matematicii, da? Apoi, peretele lateral, după cum am setat, 744, înălțimea totală a corpului este 762 plus înălțimea picioarelor încă 100 de milimetri, matematică simplă, 862. Pe adâncime avem 510. Asta dacă corpul meu de mobilier nu este vizibil. Repet, pentru alte detalii veți găsi o grămadă de tutoriale gratuite pe canalul meu de YouTube, Constantin Barbu. Iar ca și cote pentru dimensiunile ușii, 759 cu 597. Sper că am fost util cu acest tutorial. Tot ce trebuie să faci este să repezi comenzile utilizate de mine și să faci un pic de exercițiu și îți garantez că vei avea rezultate. Această soluție a softului 3D propusă de mine aici este numai bună pentru varianta entry level.
Dacă te vei obișnui cu softul și mergi la nivelul următor, îți sugerez, îți recomand varianta cu licență plătită. Eu sunt Constantin Barbu, mă găsești și pe etâmplar.ro, unde am o întreagă școală de mobilă din toate punctele de vedere. Lasă și tu un like, un comentariu, că sunt gratuite, și până data viitoare îți urez spor în toate.